persoana dinăuntru cutiei este sistemul corupt din Moldova. Și atâta timp cât noi nu luăm atitudine și nu apăsăm pe acest buton care simbolizează de fapt un denunț, o luare de atitudine personală, o nedare de mită, o stare în rând în loc să plătești mită, de exemplu, de fapt reprezintă implicarea personală. Resursele acelea pe care le vedeți stocate, desigur nu tocăm bani adevărați, totul este o metaforă. Încercăm să arătăm că oamenii pot pune pauză corupției, pot salva resursele publice prin implicarea personală. Faptele de corupție, dacă nu sunt raportate, rămân în obscuritate. Nu pot fi găsite de organele de aplicare a legii și că ține de fiecare dintre noi să apăsăm în mod simbolic acest buton în viața de zi cu zi și să oprim corupția. Alelele, vai de mama noastră. Tot omul când vede banul, îi gândește cu totul altfel, înțelegi? Îl cumperi și suflete. Greu, e că eu am doi nepoți care nu știu ce viitor o să ai mai departe. Corupție tot a să fie până și o schimbare completă. Ce ați înțeles în 30 de ani? Nimic, psihotare numai. De plecat și altceva. În țară aici nu s-a putut să fac nimic în 30 de ani. Nimic, îmi pare tare rău. Chiar acum au trecut doi tineri și le-am explicat în ce constă proiectul și oricum indiferență și nu numai la tineri. Apoi dimineața a trecut o doamnă mai în vârstă, la fel, indiferență. Sistemul de penalizare indirectă, de mesaje că nu spune că deși ții cel mai mult îți trebuie, lucrul ăsta demotivează tinerii și ei pas cu pas își schimbă mentalitatea și devin parte a sistemului acesta. Cred că este foarte important să scăpăm cumva de complexele astea. Oamenii trăiesc cu bunăstarea prezentului și mulți oameni ar fi gata să cedeze și să fie corupți astăzi, pentru că asta le asigură lor bunăstarea astăzi. Este mai greu să sacrifici, nu știu, un 5-10 ani pentru perioada asta de transformare. Asta rămâne pentru cât timp aici? 24 de ore, iar la sfârșit va fi un fel de anunț câți bani au fost salvați de cetățenii Republicii Moldova prin apăsarea de buton. Prin faptele de corupție, resursele publice sunt luate dinspre zonele care au nevoie de ele, cum e educația, sănătatea, infrastructura, și băgate în buzunarele personale ale celor care își permit să gestioneze aceste resurse. Cred că cetățenii Republicii Moldova intuiesc ce înseamnă corupția. Cred că ceea ce trebuie să învățăm cu toții este cum putem noi, prin acțiunile noastre, să oprim acest flagel. No corruption!